Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre favoritul Galei din 17 decembrie 2023. După multe și multe săptămâni de câștig solitar, în gala din 17 decembrie a venit rândul ca Radu să împartă cecul, așa că vom avea doi câștigători, Radu și Mihaela. Iată că încă o dată am intuit bine când a spus că din tot ce face Robert vis a -vis de Mihaela, cea care câștigă este Mihaela, pentru că după ce abia a câștigat de-a lungul întregului sezon două cecuri, iată că în plină dominație a lui Radu, ea reușește să fie în acest moment la egalitate cu el, deși acesta părea este imbatabil. Aș mai adăuga că ea este ultima câștigătoare a cecului, înainte de primul cec din acest sezon al lui Radu. Această apropiere la voturi de Radu nu poate însemna decât că cei care îl votează pe Radu au lăsat-o mai moale în ultima perioadă, pregătindu-se, sau mai bine spus, economisindu-și banii pentru bătălia finală, atunci când este cea mai mare nevoie de voturile tuturor. Totodată poate însemna și faptul că, iată Radu, acum pe final nu mai este așa de susținut și că altcineva poate câștiga finala cea mare. Doar că nu prea cred în această variantă, poate doar dacă în locul Mihaele ar fi fost un băiat, așa mai degrabă ne arată că Mihaela dintr-o dată a devenit favorită la Marele Premiu, pentru că, iată, este la egalitate cu gurul acestui sezon, așa că șansele ei cu aproximativ o lună înainte de marea finală au devenit reale. Poate că cine știe și venirea lui Patrick are o mare însemnătate, el luând din voturile care în mod normal mergeau la Radu. Sunt multe variabile, astfel că devine foarte interesantă următoarea gală, ca să vedem cum stau lucrurile exact în buza marii finale. Cam atât momentan, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!